41 aici, în suma asta. Când K-ul e egal cu 41, 41 și 1 cât face? 42. Și vine 42 la a doua, este egal la a treia, corect, corect. Este egal cu 41 la a treia. Da, plus 3 ori. Plus 3 ori 41. 41 la a doua. Așa. Plus 3 ori 41. Corect, plus 1. Plus 1. Și dacă trag linii și le adun, toată suma asta, aici ce se obține? 3 la 3 plus 4 la 3 plus 5 la 3 până la 42 la 3. Îți merge stângi. Da. Este obositor. Simt că l-am pierdut și ar trebui să găsesc cu alte idei. E 6:30 aproape. Da. Ideea este așa. Am să dau o formulă. 1 pătrat plus 1 la 3, 1 la 2 plus 2 la 2 plus puncte, puncte plus n la 2. 1 pătrat plus 2 pătrat plus n pătrat este egal cu n pe lângă n plus 1 pe lângă 2n plus 1 totul supra 6. Așa s-ar fi formula. Și aș fi vrut eu să o găsesc din aproape, de aproape, la nivelul lui. Dar, din păcate, sunt încă într-o sursă, într-un moment de inspirație care nu e tocmai favorabilă ție în momentul ăsta. Da. Deci nu mă aflu într-un moment încât să găsesc soluția pentru nivelul lui. De aceea am să mai studiez un pic. Apoi este aruncat rezultatul ăsta. Dar dacă l-am urmări, deci aceasta este suma, mie îmi lisește 1 de aici, noi nimic îl scădem pe 1 și rezultatul ar fi egal mai departe cu n. Câte numere sunt? 41 aici, nu? Vine 41, pe lângă 41 și 1 ori 42, da, 41 ori 42, ori de 2 ori, 41. De 2 ori 41, 82. Ori de 2 ori 41, 83. Deci 83, da, de 2 ori 41, 83, supra 6, minus 1. Asta ar fi suma aceea toată, minus 1 până am avut la început. Da. Și toată asta supra cât vine? Ori 900 aici și ori 900. Deci minus 1 sus, nu minus 1 în fața linii de fracții și totul supra 900. Și făcând calculul ăsta, 41 ori 42 ori 83, 41 ori 42 ori 83 și minus 1, adică îl duc la ceașul viitor și cu 6 aici, ar veni, trebuie să facem calculul așa, 41 ori 42 ori 83 minus 6, totul supra 6 ori 900, vă veți vedea că dă rezultatul ăsta 26,4 în perioadă 6. Asta ar fi, în mod sigur, rezultatul. Dar cum să ajunge aici, folosind formula asta, care nu-i cunoscută pentru nivelul tău, mă gândesc însă totuși la ceva cu media ponderată, nu știu de ce mintea mea fuge acolo, pentru că fiind la medie ponderată, așa suma, așa de nu? Ei, sigur că da, așa. Numai că trebuie să văd eu cum adaptez această formulă la nivelul informației lui care o are în clipa asta. Trebuie să găsesc o idee. Vă discutăm data viitoare, da? Mai aveai ceva de acolo? Nu. Nu? Asta a fost mai dificil. Da, da. S-a văzut că ne-am oprit aici. La revedere, să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la profilul meu. La revedere! La revedere!